Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un silver cu 146 de gold, Zepis și Ice Spirit. Încă un silver în care avem 143 de gold, avem goblins și 3 rachete. Hai să vedem și în tire. Avem aici un crown chest în care avem 1089 de gold, avem 2 gemuri, royal recruits, battle healer, ice spirit și flying machine. Bun. Băi, haideți acum să jucăm în challenge. Mai avem nevoie de o victorie și vom putea debloca noua carte, acest Electro Giant, și hai să-i dăm drumul cu primul match. Să luăm Wizard-ul. Că e un Lumberjack. Hai să luăm Firecracker-ul. Luăm Knight-ul și să vedem ce cărți primim de la adversar. Bun, avem un mortar aici, minerul și goblins. Avem deja mortarul. Strigim și wizard-ul. Scăpăm acolo de... și Knight-ul. Și ne-a lovit destul de mult pe turn. Dar vom câștiga acest boost de elixir. Trimitem și minerul. Mai punem aici un firecracker. Punem Lumberjack-ul aici și momentan stăm bine în acest match. Trebuie să ne apărăm de acum încolo, să ne păstrăm acest avantaj. Și haideți să punem Knight-ul din nou în spate. Punem și wizard-ul. Așa, voi pune mortarul ca mumeală pentru giant. Punem un firecracker și îl spunem și sper goblins aici. Punem și lumberjack-ul. Și ne-am asigurat cât de cât... Acest avantaj. Din nou okay, spunem aici și coplinii și da, mai sunt 20 de secunde din acest match și nu cred că se mai pot întâmpla prea multe lucruri. Cel puțin nu împotriva noastră. Bun. Obținem două turnuri în acest prim match. Hai să ne luăm noua carte. Bun. Avem noua carte. Vine la level 6 pentru că este o epică. Dar lucrul cel mai important e că am deblocat-o și că de acum înainte o vom putea primi în chesturi. Bun, băi, că tot suntem la capitolul cărți, hai să mai maxăm o carte, pentru că avem destul de mult gold acolo, suficient cât să maxăm o carte. Și vom axa, hai să luăm
acest Skeleton Bird. Să ducem în level 12 și în level 13. Un excelent și cred că vom face și și Star. Bun. Băi, haideți acum să dăm un match în arena și să încercăm să trecem în Master 1. Vedem că mai avem nevoie de o singură victorie. Și eu cred că vom reuși să obținem în acest episod. Începem cu Tesla în centru. Punem și Valkyria, dar undeva în partea dreaptă. A, pentru că Tesla se descurcă singură cu acei Fire Spirits. Să dăm și o rachetă aici pentru Sparky. Da, și reușim două hituri cu Valkyria. Da, nu o să trimitem nimic. O să așteptăm răspunsul lui. Și punem aici Tesla, deși cred că s-ar fi descurcat și fără turnurile. Dar, o să vină și Fire Spiritele și e bun acolo în defense. Ok, hai să scăpăm aici de acest Royal Giant. Ieșim destul de bine din acest atac. Hai să trimitem Hog-ul. Da, și mai reușim acolo câteva hituri destul de bune cu Hog-ul pe turn. Aproape reușim să-i doborâm turnul din dreapta. Și haideți să ne păstrăm acest avantaj. Practic, cu o rachetă e scos turnul din dreapta. Punem aici punem și arcașele și ar trebui să hai să trimitem Hog-ul. Da, de fapt cred că și cu Neros și nu. Da, mă așteptam ca Neros plus Freeze să-l scoată, dar mai rămânea cu ceva la viață. Așa că am preferat să dau racheta. Bun. 29 de trofee, 44 de gold și un silver chest, dar cel mai important e că reușim să intrăm în Master 1. Ok. Ok. Bun. Băi, până la următorul reward avem nevoie de două victorii. Putea să încercăm să le facem în acest episod, dar mai bine haideți să jucăm în challenge. Mai dăm un match în challenge. Motorul reward e de 2000 de gold, dacă am văzut bine. Hai să luăm Ice Golem-ul, să luăm și logo. Cred că vom lua Goblin Cage-ul, nu. Hai să luăm Hunter-ul. Și aici o să luăm gărzile.
și să sperăm că vom avea la fel de mult noroc ca în meciul precedent. Începem cu Wizardul din spate. Uităm și Hunter-ul. Punem aici și gărzile pentru acel Electro Giant. Stăm și un freeze. Din păcate nu prindem și Ice Wizard-ul. Și se află un avantaj după primul minut. Hai să băgăm Elixir Golem în față. Și ar mai pune Hunter-ul. Hunter care dă damage destul de mare. Poate reușim să-i scoatem și noi turnul din stânga. Bun. Trimitem aici Goblin Giant-ul. Spun și gărțile pentru Firecracker. Și Wizard-ul, o să dăm aici un log pe trupe. Da, și am reușit să-i scoatem și cel de-al doilea tur. Ok. Punem și Bomber-ul aici. Da, am pierdut și noi un tur. Dar important este că încă avem avantajul și mai sunt doar 10 secunde din partidă. Bun. Și reușim astfel încă o victorie în challenge. Hai să vedem ce reward vom primi. Cred că erau 2000 de gold sau 2500 dacă nu mă înșel. Hai să vedem. Oh, 5000 de gold. 5.000 de gold, urmează un epic chest, încă 5.000 de gold și 10 bucăți de Electro Giant. Bun. Băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!